Bun găsit, oameni buni! Invitatul de astăzi este Părintele Alexandru Niță de la Mănăstirea Constantin Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Bun venit în studio! Bine v-am găsit! L-am invitat pentru a vorbi acum despre bucuria sărbătorilor pascale. Urmează în weekendul acesta două mari sărbători. Sâmbătă, sărbătoarea Sfântului Gheorghe, iar duminică, Duminica Florilor. Acesta este subiectul nostru de astăzi. Părinte, vă rog, aveți cuvântul pentru că aveți ce ne povesti. Cu bucurie. Într-adevăr, sâmbătă este ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Este unul dintre cei mai iubiți și îndrăgiți sfinți din creștinism, nu numai ortodox, ci și din creștinismul catolic, și are o răspândire în toată lumea, așa cum vom vedea imediat, din aceste dovezi iconografice pe care le-am pregătit pentru această emisiune. Îl vedem aici în cea mai vizibilă și cea mai cunoscută imagine iconografică, fiind pe cal, ucigând un balaur. O să vedem de unde a fost inspirată această icoană, care reprezintă o atitudine și o realitate petrecută nu în timpul vieții lui, ci o minune petrecută după ce el a fost martirizat de către împăratul Dioclețian. Și să începem cu această scurtă notă biografică a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. S-a născut în timpul împăratului Dioclețian, care a fost un prigonitor al creștinismului și despre care am vorbit și cu alte ocazii, și Gheorghe era un oștean din Capadocia, dintr-o familie de creștini, tatăl său de asemenea un oștean în armata imperială și creștin într-o ascuns, pentru că așa era atunci situația în care mult timp au fost prigoniți. Era înalt, era foarte prezentabil, avea o frumusețe și o atitudine de adevărat oștean și avea un grad important în armata lui Dioclețian. Și când a început prigoana lui Dioclețian împotriva creștinilor, viitorul Sfânt Gheorghe a declarat că el este creștin și nu se închină idolilor care erau atunci. Apolon era idolul important din vremea aceea. Dioclețian a încercat să-l convingă, să renunțe, el a refuzat, a fost închis, a fost bătut, a fost tras cu roata, a fost mort după părerea lor, a fost înviat din nou, ei s-au mirat, comprim toate aceste minuni care s-au petrecut în timpul acestor chinuri la care a fost supus ca să treacă de la creștinism la idolatrie, a fost aruncat într-o groapă cu var, unde a stat 3 zile și a ieșit de acolo sănătos și radios. Toate lucrurile astea pe care vi le spun sunt, pentru cei care sunt interesați, sunt scrise în această carte, Viețile Sfinților, editată de Mănăstirea Sihăstria, și câte un volum pentru fiecare lună, și pe Sfântul Gheorghe avem, bineînțeles, în luna aprilie, pe data de 23, pe 23, care o să fie sâmbătă aceasta. Și pentru a avea și cei care doresc să cunoască mai multe informații, le recomand această carte a Vieților Sfinților.
În sfârșit, după ce a trecut prin multe încercări și pe toate l-a răzbit, Diocletian a chemat un vrăjitor care să îi arate că puterea vrăjitorilor este mai mare și că el poate să-l otrăvească. Și i-a spus, pregătește ceva ca să vadă că puterea asta pe care el o declară a creștinismului nu este mai mare decât puterea noastră a celor care ne închinăm zeilor. Și acel vrăjitor a adus o travă puternică, Sfântul a băut-o ca pe apă, nu a avut nimic și vrăjitorul, văzând lucrul acesta, a zis că așa ceva nu s-a petrecut și nu e posibil. Dar, în mod sigur, el nu poate să facă o altă minune, cum ar fi, de exemplu, învierea unui mort. Asta a încercat să spună Diocletian. Vrăjitorul i-a zis, uite, ieri a fost îngropat în locul acela un mort, să vedem dacă îl înviază. Și Sfântul Gheorghe, care era de acum sfânt, Domnul nostru Iisus Hristos lucra în el, Duhul Sfânt, el s-a rugat și a zis, Doamne, cu puterea ta arată acestor necredincioși cum poți învia morți, că l-a înviat și pe Lazar și pe fica lui Iair, învie și acest mort. Și minunile tale, Doamne. Mormântul s-a desfăcut, mortul a ieșit de acolo, a venit în mijlocul lor. Vrăjitorul, văzând această minune, a venit și s-a închinat la picioarele Sfântului Dimitrie și a zis, iată, ăsta este cu adevărat Dumnezeul căruia trebuie să ne închinăm cu toții. Mai mult decât atât, împărăteasa Alexandra, soția lui Diocletian, a venit și ea și s-a închinat în fața Sfântului Gheorghe. Diocletian, furios, a poruncit ca să fie tăiați și l-a lăsat pe Sfântul Gheorghe în continuare pentru a încerca să-l convingă sau a se lămurui el. Și i-a spus, haide să ne închinăm zeilor noștri. Și a dus în capiștea, așa se numea locul unde se închinau ei, și s-au dus în fața idolilor. Și în acel loc, Sfântul Oștean Gheorghe a spus, iată să vedem unde este adevărul. Și scrie în această carte frumoasă a Sfântului, a Sfinților din luna aprilie, cum a mers în capiștea lui Apolon cu tot poporul, ducând cu cinste și pe Sfântul Gheorghe. Asta se întâmpla în împăratul, l-a dus și pe Sfântul Gheorghe. Apoi, intrând și făcându-se tăcere mare, au pregătit jertfă, toți priveau spre mucenic, așteptând fără îndoială să aducă jertfă. Sfântul, apropiindu-se de zeul Apolon și întinzând mâna către el, a întrebat pe cel neînsuflețit ca pe un viu, zicând, tu voiești să primești jertfă de la mine ca un Dumnezeu? Sfântul, zicând aceasta, și-a făcut semnul crucii, iar diavolul care locuia în idol a răspuns aceste cuvinte. Nu sunt Dumnezeu și nici unul asemenea mie nu este, numai unul este Dumnezeu, acela pe care tu îl propovăduiești. Noi ne-am depărtat de îngerii cei ce slujesc lui și înșelăm pe oamenii cei stăpâniți de zavistie. Vedem în această declarație și în acest dialog dintre Sfântul Gheorghe și Apolon, cum prin crucea pe care a făcut-o Oșteanul Gheorghe a obligat pe diavol să declare adevărul că ei sunt cei care îi înșală pe oameni și că Dumnezeul lor este Iisus Hristos. Și vedem mai departe. Atunci Sfântul a zis către el, dar cum îndrăzniți voi să stați aici, venind eu, slujitorul adevăratului Dumnezeu?
zicând sfântul aceasta, un sunet și glas de plângere ieșea de la idoli, apoi deodată, căzând toți la pământ, s-au sfărâmat. Atunci, slujitorii și mult popor s-au pornit către Sfântul Gheorghe și i s-au închinat lui, inclusiv, așa cum am spus, împărăteasa Alexandra și cu vrăjitorul acela. Și atunci a fost dat spre tăiere și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Avem această... O să revenim mai târziu cu alte amănunte și vedem ce s-a întâmplat mai târziu. Vedem această icoană în care Sfântul ucide un balaur. Avem aici icoane ale Sfântului Gheorghe din Sfântul Munte Athos de la Mănăstirea Zografu. Această icoană a Sfântului Gheorghe a fost dăruită Mănăstirii Zografu de Sfântul nostru Ștefan cel Mare, care avea mare evlavie către Sfântul Gheorghe. Tot în Sfântul Munte Athos se află această chilie românească dedicată Sfântului Gheorghe. Deci, chilia, schitul românesc Sfântul Gheorghe de la Colțiu din Athos. Și îl vedem aici pe Părintele Dionisie Ignat, starețul acestei chilii a Sfântului Gheorghe din Athos, care mi-a fost și mie cu ani în urmă duhovnic până s-a dus la Dumnezeu. Aici avem o fotografie din interiorul chiliei Sfântul Gheorghe și unde îl vedem pe Părintele Dionisie Ignat, sunt și eu pe aici și cu obștea de acolo, de la chilia Sfântului Gheorghe. Aici sunt alături de Părintele Dionisie Ignat în chilia Sfântului Gheorghe, iar aici bătrânii, care sunt Părintele Dionisie, Părintele Gerasim, Părintele Ioan Guțu și cu mine și chilia Sfântului Gheorghe. Și aici vedem chiar icoana mozaic a Sfântului Gheorghe și a Sfântului Arhanghel Mihail și toată obștea românească de la chilia Sfântului Gheorghe din Sfântul Munte Athos. Și aici, din nou, icoana dăruită de Sfântul Ștefan cel Mare, Mănăstirii Zografu. Altă frumoasă prezență a Sfântului Gheorghe în România. Iată aici Biserica Sfântul Gheorghe din București în secolul 17, care a fost construită de cine? De Sfântul Constantin Brâncoveanu, unde se află Sfintele sale moaște. Aici vedem cum arată aceeași biserică Sfântul Gheorghe în prezent. În fața bisericii se află statuia Sfântului Constantin Brâncoveanu, dar aici vedem un simbol unde se află kilometru zero din București, din centrul Bucureștiului. Și kilometru zero unde? La Biserica Sfântului Gheorghe și înconjurat de un ecuator cu semnele zodiacale. Lucrurile sunt amestecate în lume. Dar avem în țara noastră și localitatea Sfântul Gheorghe din Covasna, unde se află statuia Sfântului Viitorului, sperăm, Mihai Viteazu, care a eliberat și a unit cele trei țări românești și îl vedem aici, înconjurat de oșteni, pe cal în orașul Sfântul Gheorghe din Covasna. Dar avem și brațul Dunării Sfântul Gheorghe. Dunărea, marele fluviu al Europei, se varsă în Marea Neagră prin trei brațe, Sulina, Chilia, vine de la locul călugăresc, și Sfântul Gheorghe. Vedem aici Sfântul Gheorghe, brațul Sfântul Gheorghe și localitatea Sfântul Gheorghe
din Delta Dunării. Și vedem aici brațul Sfântului Gheorghe văzut din înălțime, din helicopter, cum se varsă în Dunăre pe lângă localitatea Sfântul Gheorghe. Dar vedem cum degenerează icoana Sfântului Gheorghe. Iată aici, pe un perete mare dintr-un oraș din România, cum niște pictori moderni au desenat, au pictat o inovație iconografică ruptă de realitatea și de tradiția Sfântului Gheorghe. Și vedem aici, îi vedem aici cățărați pe schele și cum arată această inovație a lor nepotrivită, dar e bine de știut. Îl vedem pe Sfântul Gheorghe cum împunge pe diavol, dar sulița pătrunde prin diavol și se înfige mai jos într-un căluț nevinovat. Vedem cum degenerează în timp tradiția, credința și realitățile dumnezeiești dăruite nouă bisericii noastre ortodoxe și apar asemenea denigrări. Unde? În spațiu profan, nu în spațiu sacru al bisericilor, într-un oraș din România. Dar este foarte interesant și foarte important de știut și alte lucruri, anume cum Sfântul Gheorghe a fost dus peste ocean și în Statele Unite. Vedem aici un mozaic grecesc cu Saint George. Ei îi spun, nu îi spun Gheorghe, Gheorghe spun bizantinii, grecii noi, dar îi spun Saint George. Un mozaic din Boston, din Statele Unite. Dar foarte important că unul din cele 51 de state ale Statelor Unite ale Americii poartă numele de Georgia, de la Sfântul Gheorghe. Și vedem aici steagul statului Georgia și, cum spune aici, State of Georgia, de la 1776. Și aici spune, este Constituția, Wisdom, Justice și Moderation. Deci, înțelepciune, dreptate și moderație. Și statul Georgia. Avem și statul Florida, care are steagul acesta și o să vedem în data de unde derivă statul această cruce. Și după aceea o să continuăm, pentru că crucea Sfântului Gheorghe apare din anul 1470, vedem aici o cruce roșie pe fundal alb. Și această pictură de jumate de mileniu a fost păstrată până astăzi și vedem o luptă dintre niște rebeli din Anglia și armata regulată care încerca să astâmpere acea rebeliune. Crucea Sfântului Gheorghe are putere. Crucea, Sfânta Cruce, are putere împotriva răutăților, așa cum a avut-o și în timpul vieții Sfântului Gheorghe. Iată, aici avem și o statuie a Sfântului St. George alături de o catedrală catolică, ucigând balaurul. Și aici avem imaginea de la 1460 în care ni se descoperă în întregime acea întrebare pe care am pus-o la sfârșit. De ce îl vedem noi pe
Sfântul Gheorghe, ucigând balaurul. Ei bine, la mulți ani după ce Sfântul Gheorghe a fost martirizat, a avut după aceea multe răspunsuri credincioșilor care îi chemau puterea să îi ajute să treacă din perioade și din stări cumplite. Și Sfântul a venit. În cartea aceea a Sfinților pe luna aprilie sunt peste 15 modele și exemple, mărturii ale minunilor făcute de Sfântul Gheorghe după ce s-a dus la Domnul. Și ultima este aceasta. În antichitate, pe malul unui lac, era o cetate și din lacul acela ieșea o dihanie, un monstru, un balaur care ataca oamenii și îi mânca. Și au făcut ei o rugăciune, dar nu la Domnul nostru Iisus Hristos și la cel rău, ca să astâmpere această nenorocire care căzuse pe capul lor. Și au primit de la diavol, așa cum era și diavolul din Apollon pe care l-a distrus Sfântul Gheorghe, următoarea rezoluție sau modalitatea de a împiedica să mai se sacrifice sau să se mai consume asemenea, să mai fie asemenea atacuri. Și a cerut ca în fiecare zi să îi se aducă pe mal un copil și el o să mănânce numai copilul acela și o să altceva nu. Și asta s-a întâmplat o vreme până când a venit vremea ca și fiica împăratului acele cetăți să fie dusă pe mal să fie omorâtă. Și ea, auzind de Sfântul Gheorghe și de minunile lui, s-a rugat să vină să o apere, să o ocrotească și să omoare balaurul ca să scape el cu puterea lui Dumnezeu cetatea de relele care erau până atunci. Și atunci, când ea era pe mal și aștepta să iasă balaurul, rugându-l pe Sfântul Gheorghe, acesta a venit, balaurul a ieșit din apă, Sfântul a ucis, ea i-a mulțumit și vedem cum Sfântul Gheorghe poartă pe spate acea cruce roșie pe fondul alb, care este steagul Marii Britanii, căruia i s-au adăugat încă alte două cruci, al lui St. Patrick al Irlandei și St. Andrew al Scoției, despre care vom vorbi imediat. Și după 500 de ani apare o repetiție a acelei minuni pe care v-am spus-o acolo și am uitat să vă spun că Sfântul Gheorghe i-a dat putere Fecioarei de împărat să lege balaurul și acela a fost dus ca un cățel în mijlocul cetății și acolo a fost omorât. Aici vedem o parafrazare ironică a cele de care v-am spus, este făcută în 2002 și vedem în locul balaurului un porc. Iar această prințesă duce porcul în cetate. Ei bine, deci asta fac parte din aceste degradări, mai ales din acest timp al secularizării pe care îl traversăm acum, dar noi să avem fermă credința și tradiția noastră, să nu ne îndepărtăm de la ea. Și acum, cum v-am spus, drapelul Mare Britanie, crucea Sfântului Gheorghe, iar pe orizontală, alb și roșu și albastru, alte două cruci, cum v-am spus, a Sfântului Patrick al irlandezilor și Sfântul Andrei Andrew al scoțienilor. Ei bine, această solemnă cruce întreită de pe steagul britanic
l-a ajutat pe amiralul Nelson în bătălia de la 1805 de la Trafalgar împotriva coaliției franco-spaniole să biruiască flota lui Napoleon, pentru că Nelson în preziua bătăriei de la Trafalgar s-a rugat la Dumnezeu să-l ajute să învingă și a scris acea rugăciune pe care o puteți găsi pe internet, Nelson's Prayer, a câștigat pentru că el avea pe corăbii aceste trei cruci, pe când flota franco-spaniolă aveau tricolorul de la 1789, care nu a avut puterea Sfintei Cruci. Și vedem cum degenerează mai departe. Vedem aici always loyal, întotdeauna credincios. Vedem crucea Sfântului Gheorghe, dar nu mai este Sfântul Gheorghe. Este o mască a cuiva care este în spate și știm bine cine este. Și aici se vede și mai clar Happy St. George's Day. Ziua Sfântului Gheorghe cu fericire. Nu mai este Sfântul Gheorghe, este un luptător care poartă pe scut, el îmbrăcat în negru, dar nu mai este Sfântul Gheorghe, este probabil un templier. Iar aici vedem și mai clar, nu mai este Sfântul Gheorghe, este un ostaș, vedem cu pantaloni scurți și cu pălărie colonială, care omoară balaurul. Iar mai jos vedem ce se întâmplă astăzi. Balaurul a acoperit crucea Sfântului Gheorghe, iar pe stadion vedem la un meci de fotbal crucea Sfântului Gheorghe care ajută o echipă să câștige la fotbal. Aceste realități sunt dovedite. Trăim o perioadă de secularizare și să-i dăm slavă, mulțumire și recunoștință lui Dumnezeu că noi ne păstrăm neschimbată tradiția noastră ortodoxă, care, vedeți, este atacată din toate părțile. Și există în Statele Unite, cum am spus mai devreme, statul Georgia. E bine, în statul Georgia a fost construită o structură de pietre de granit mari, unde apar ce anume The New Ten Commandments, cele noi 10 porunci, ca o anulare bezmetică a celor 10 porunci date de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai. N-are rost să le discutăm, dar aici, pe această placă, poate fi găsită pe internet, una din aceste porunci este această aberație. Populația lumii trebuie redusă la 500 de milioane de oameni, pentru că resursele alimentare și energetice vor dispare. Este o exagerare și o minciună care este proliferată în acest timp și spațiu de secularizare. Dar mai avem aici un stat, o țară, Georgia, care nu-i departe de noi, pe malul Mării Negre, între Ucraina și Armenia, iar steagul lor este această cruce cu 4 cruci. Și important că anul acesta este anul omagial al Sfântului Martir Ierarh Antimi Vireanu, care din Georgia a fost luat de otomani la Istanbul și după aceea a venit la noi aici și a fost decapitat în urmă cu 300 de ani, la 1716. Iată, țara Georgia, o țară ortodoxă pe care trebuie să știm că este ajutată și acoperită de Sfânta Cruce a Sfântului Gheorghe.
Și eu aș propune să trecem la următoarea sărbătoare. Da, chiar asta făceam. Da, pentru că timpul ne presează și... Da. Și știu că sunt foarte multe de spus despre Sfântul Gheorghe, dar și sărbătoarea floriilor este la fel de importantă, dacă nu mai importantă. Mult mai importantă, mult mai importantă, sigur că da. Și aici, a doua zi după ziua Sfântului Gheorghe, este Duminica Floriilor. Floriile care sunt cu o săptămână înainte de Învierea Domnului, când Domnul nostru Iisus Hristos a intrat în Ierusalim întâmpinat cu flori, cu finic, cu ramuri de palmier, strigându-se Osana, Osana. Și avem aici în Evanghelia de la Matei cuvântul Sfântului Matei care spune: cei mai mulți din mulțime își așternau hainele în cale, iar alții tăiau ramuri de copaci și le așterneau în cale. Iar mulțimile care mergeau înainte și cele ce veneau după el strigau zicând: Osana fiului lui David, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, Osana întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bunăvoire. Și intrând el în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat zicând: cine este acesta? Iar mulțimile ziceau: acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Iată aici cum a intrat întâmpinat de mulțim și de copii. Și aici iar o altă icoană frumoasă în intrarea lui Dumnezeu în Ierusalim. Dar foarte important, continuă, și vă îndemn ca și dumneavoastră telespectatorii să cercetați Noul Testament, pentru că după ce a intrat, ce a făcut? Și a intrat Iisus în templu și i-a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei și le-a zis: scris este, casa mea casă de rugăciune se va chema, dar voi ați făcut-o peșteră de tâlhari. Și iată cum în aceste două icoane îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos făcând curățenie în templu care devenise, cum vedem aici, peștere de tâlhari cu schimbători de bani, cu afaceri și cu lucruri necuvincioase. Iar această corectare a celor din templu s-a petrecut când? Exact când a intrat în templu, în Ierusalim. După intrare s-a dus direct la templu și a făcut cele ce a făcut. Dar aceasta a creat o reacție cui? Și văzând, apoi a vindecat în templu orbi și șchiopi și a vindecat. Dar văzând arhierei și cărturarii lucrurile minunate pe care le-a făcut și pe copiii care strigau în templu și ziceau: Osana fiului David, s-au mâniat și au zis: tu auzi ce zic aceștia? Iar Iisus le-a zis: da, oare niciodată n-ați citit că din gura pruncilor și a celor ce sug ți-ai pregătit lauda? Deci acum vedem această desfășurare a evenimentelor premărgătoare săptămânii patimilor. A intrat în Ierusalim în slavă, cu urale, cu bucurie. S-a dus la templu, a curățat templu de neregulile care erau acolo, a creat reacția arhiereilor și după aceea s-a dus în Betania. De aici
se vede cum evenimentele acestea au o legătură atât de frumoasă și de adâncă cu o substanță dumnezească nepricepută atunci la vremea aceea de cei care erau acolo. Pentru ca mai departe reacția arhiereilor și cărturarilor să ducă la judecarea lui, la condamnarea lui, la răstignirea Domnului, dar și la învierea care a urmat și pe care noi toți o așteptăm și ne bucurăm că Dumnezeu ne dăruiește această trecere prin evenimentele de atunci, care continuă și astăzi. Și în zilele următoare, săptămâna viitoare, urmează în fiecare seară deniile de la slujbele bisericilor și mănăstirilor noastre. Ce înseamnă denie? Denie, am și aici un dicționar pe care vi-l recomand, de cunoștințe religioase, dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, scris de soții prednici de pomenire Braniște și apărut cu binecuvântarea în al preasfințitului nostru mitropolit Laurențiu. Și să explicăm ce înseamnă denie. Denie vine de la slavonul vdenie, cu v înainte, vdenie, care înseamnă, scrie aici, veghere, priveghere. Și se slujește împreună cu utrenia, privegherea de la slujba de noapte, care începe în săptămâna 5-a Apostolului, miercuri și vineri, și în toată săptămâna patimilor. Utrenia se face tot seara, dar fără a fi unită cu vecernia, și se face singură purtând numele de denie. Și ce este denia? Este o slujbă de mulțumire către Dumnezeu pentru pacea și odihna nopții care a trecut și a zilei care începe, și este o jertfă de mulțumire celui ce aduce lumina și a risipit întunericul înșelăciunii și ne-a dat lumina dreptei credințe. Deci toate acestea pe care le-am parcurs în această jumătate de oră sunt o structură interioară, duhovnicească, plină de har, care trebuie să devină realitate pentru fiecare dintre noi, ca să trăim această săptămână a patimilor, începând de la intrarea în Ierusalim, trecând prin acele cumplite zile ale patimilor, ca să ajungem să înțelegem că dincolo de răstignire, dincolo de mormânt, este viața veșnică, lumina lui Hristos, care ne așteaptă și se pogoară peste noi, peste bisericile noastre, peste familiile noastre, peste țara noastră și peste toată lumea cea drept creștină, ortodoxă și binecuvântată de Sfintele Taine ale Ortodoxiei noastre. Vă mulțumesc, Părinte, vă mulțumesc pentru cunoștințele pe care ni le împărtășiți de fiecare dată. Mulțumim lui Dumnezeu! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune!